Codul muncii prevede 12 zile libere acordate cu ocazia sărbătorilor legale, respectiv câte 2 zile pentru Anul Nou, Paște, Rusalii și Crăciun, câte o zi pentru Ziua Internațională a Muncii, Adormirea Maicii Domnului, Sfântul Andrei și Ziua Națională a României. În plus, guvernul a decis ca și Ziua Unirii Principatelor Române, 24 ianuarie, să fie zi liberă. Concret, 1 și 2 ianuarie vor fi în zile de vineri și sâmbătă, 24 ianuarie va fi duminica, 1 mai când este Paștele, dar și Ziua Muncii va fi duminică, iar luni 2 mai va fi zi liberă fiind a doua zi după Paște. De asemenea, vom avea rusaliile duminică pe 19 iunie, dar și luni 20 iunie. Adormirea Maicii Domnului va fi luni 15 august, miercuri 30 noiembrie va fi Sfântul Andrei, Ziua Națională a României 1 decembrie va fi joi, iar Crăciunul, 25 și 26 noiembrie, sunt zile de duminică și luni.